Bun găsit, dragi telespectatori, emisiunea La fața locului și Aura Stoienescu vă invită astăzi la Stoina, astăzi 20 aprilie 2017, pentru că avem un eveniment important care se produce astăzi aici. Doamna primar Ioana Bușe vrea să ne spună despre ce este vorba, vă rog să ne spuneți. Bine ați venit la noi în localitate, în primul rând, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Este adevărat ce spuneți dumneavoastră, că este un eveniment destul de important, pentru că astăzi suntem onorați să fim vizitați de doamna ambasador al Macedoniei, doamna Natasha Nicolova, însărcinat cu afaceri, și aș vrea să vă spun că am primit cu bucurie această veste când am fost contactați la telefon să ne anunțe dacă suntem de acord să primim această vizită. Am primit-o cu mare bucurie, așteptăm la ora următoare 11:30 să vină cu delegație, cu asistentul dumneai la noi în localitate. Ce are dumneavoastră în vedere? Să vizităm, în primul rând, bisericile monument istoric și nu numai. În primul rând, cele monument istoric și după aceea cele care le avem în localitate și care pe toată perioada activității mele, să zic așa, și a Consiliului Local, am reușit să le reabilităm, să le consolidăm și iată că astăzi avem și satisfacții să primim vizitatori așa cum se cuvine. Într-adevăr, și dacă bisericile n-ar fi fost bine gospodărite, acum nu aveați cu ce să ieșiți în față și ce să prezentați, pentru că s-au investit niște bani destul de mulți în culte, pentru că oamenii își doresc, atunci când merg la biserică, să aibă un loc frumos, elegant, modern, modernizat și, bineînțeles, păstrând acolo unde era vorba de monumente istorice, regulile de reabilitare a unei construcții declarată monument istoric. Da, așa este. Iată că, așa cum vă spuneam, munca noastră acum dă roade și vreau să mulțumesc pe această cale colegilor mei din primărie care m-au susținut. Vreau să mulțumesc Consiliului Local actual și celor din consilierilor din mandatele trecute. Mulțumesc preoților că au fost alături, dar în special mulțumim locuitorilor comunei Stoina care ne-au înțeles și au avut răbdare. Iată să ajungem astăzi să ne fie drag să intrăm în lăcașele de cult. Suntem mândri că este o sărbătoare chiar după Sfintele Paști. De aceea, în această perioadă, am fost împreună cu locuitorii la bisericile noastre și am sărbătorit Sfintele Paști, Noaptea de Înviere, am fost alături de ei. Iar acum, cred că și dumnealor sunt bucuroși și mândri de ceea ce se întâmplă și la noi în localitate. Nu sunt, vreau să spun că evenimente așa, cu un ritual mare, dar sunt utile pentru localitatea noastră. Vreau să vă spun că am o satisfacție, bineînțeles că e înconjurată de emoții, pentru că este pentru prima dată când la noi în localitate va veni un ambasador. Și aș vrea să primim cu bucuria, nu știu dacă putem să ne manifestăm bucuria pe care o avem în suflet de a primi și de a o însoți pe tot parcursul acestei zile. Așa cum vă spuneam, o să vizităm bisericile, o să vizităm căminul cultural, o să prezentăm echipa de dansuri populare care o am înființat-o la nivelul localității, o să vorbim, deși dumneavoastră știe și are noțiuni generale despre acest festival care l-am inițiat, Festivalul Mărțișoare Folclorice, și după cum știți, anul acesta am încercat să înființăm un muzeu al mărțișorului la Stoina. Va fi și acela vizitat, fi și acesta vizitat, dar să nu avem impresia că este o clădire atât de mare, este un colțișor, o expoziție mai mult în căminul cultural. Asta e începutul. Acesta este începutul și de eu zic că este singurul muzeu al mărțișoarelor. Al mărțișoarelor, da. Și lume? Este unica, da, în lume și merită da, atenția, da, atenția celor care trec pe aici. Și cu siguranță, fiind vorba de un însărcinat cu afaceri, dacă tot vine în gol și vizitează mai multe de localități, nu foarte multe, dar Ale și Stoina între aceste localități, cu siguranță poate se leagă și ceva activități economice. Cine știe, între cele două țări, poate chiar la dumneavoastră aici, pentru că, iată, cultele, bisericile, mai ales monumentele, reprezintă un obiectiv turistic.
Exact. Nu se știe. Da. Poate turism, poate chiar economie veți face, tocmai, știu, alte activități. Da. Nu se știe ce se leagă. Da. Tocmai de această dată am fost de acord și bucuroși și să întâmpinăm cu mare drag. Nu se știe în viitor, așa cum spuneți dumneavoastră. Și așa cum spuneați, de la noi va poposi în Comuna Căpreni pentru câteva minute, după care va continua la Târgu Jiu. Vor sta în Târgu Jiu și mâine, am înțeles, vor să ajungă și la Comuna Bălănești. Da, eu le voi asigura companie pe tot parcursul acestei zile. Îmi doresc din tot sufletul alături de colegii mei să se simtă bine, să ne descurcăm așa cum trebuie. Sper să ne ajute Dumnezeu ca timpul să fie cu noi, să nu plouă, dar chiar dacă plouă, suntem pregătiți cu umbrele și o să mergem la bisericile din localitate. Păi atunci să mergem la bisericile din localitate, să așteptăm pe doamna ambasador să vină, să o primim, să o primiți dumneavoastră și noi să arătăm asta telespectatorilor și să vedem, dragi telespectatori, cum se desfășoară o activitate internațională la Stoina, da, pentru prima dată, pentru că, într-adevăr, este o comună care nu are foarte mult de oferit turiștilor, dar ceea ce are de oferit, iată că a fost conservat, a fost pus în valoare și acum e momentul să fie scos în față și vă felicit că eu sunt convinsă că e meritul dumneavoastră al conducerii primăriei, al Consiliului Local, faptul că și-au îndreptat privirea asupra Stoinei, pentru că e vorba și de relațiile interumane și de prezențele dumneavoastră la mai multe activități internaționale. Ați fost, da, în afară împreună cu alți colegi primari și iată, aceste legături care se creează pot să aducă rezultate. Da, este adevărat. Chiar acum 2 ani am participat într-o delegație alături de Consiliul Județean la Târgul Internațional de Turism de la Berlin. Am fost însoțiți acolo de domnul Dorin Imbrescu, care s-a ocupat de organizare și prin această cale am menținut legătura. Mi-amintesc că am prezentat acolo câteva mărțișoare tradiționale. Exact. Le-am și lăsat domnului Imbrescu și iată că acum și-au îndreptat atenția către aceste mărțișoare ale noastre, croșetate de o domnișoară de aici din localitate. O să fie și ea prezent acolo când vom prezenta această expoziție. Vreau să-i mulțumesc domnului profesor de istorie, domnul Tănase Laurențiu, care este de aici, de la noi, din localitate și are ore în Craiova, dar a venit special astăzi, fiind de specialitate, va prezenta dumnealui câteva date despre toate monumentele istorice, despre biserici, avem și date despre cetate geto-dacică, despre care am mai vorbit și continuăm să pături acolo. Și le mulțumesc tuturor care sunt alături. Iată, dragii mei, cum niște mărțișoare croșetate de o mână harnică și un primar care a fost acolo și le-a oferit, cât valorează un mărțișor. E vorba de valoarea sentimentală. Da, așa este. Atât de mult i-a impresionat pe acești oameni, încât, iată-i acum aici la Stoina, vin să vadă cu ochii lor și bisericile monument, dar și Muzeul Mărțișorului. Și nu se știe, cu siguranță zic eu, că această acțiune nu se termină aici. M-aș bucura și îmi doresc din tot sufletul să continuăm. Mult succes! Mulțumesc frumos! Primirea s-a făcut cu pâine și cu sare, cum e tradiția la români, de către autoritățile locale. Este pentru prima dată când în localitatea noastră ne vizitează ambasador. Takvi gosti ambasador. Bine ați venit și mult succes în activitatea dumneavoastră în continuare. Este o vizită care ne onorează, mai ales că avem în vedere bisericile monument de cult de la noi din localitate. De aceea vreau să fac prezentările colegilor mei și nu numai. Domnul secretar al primăriei, secretarul meu, da. Acolo avem preoții, paroși din localitatea noastră, colegii din primărie, da. Domnul consilier, da. Și aici avem domnul profesor de istorie.
care ne va ajuta în tot ceea ce înseamnă prezentarea monumentelor istorice. Cui că pot dărâva cu prezentația la istorică de spomeniții la ocolia ta. Localitatea noastră este situată în partea de sud-est a județului Gorj. Se naugheavă jugoistici țădelna ocolia ta Gorj. La 70 de kilometri, distanță de municipiul reședință de județ, municipiul Târgu Jiu. Od Târgu Jiu, Glavniotgrad, în ocolia ta. La nord se învecinează cu comuna Căpreni. Na, sever, e comuna Pogolemotoselul Căpreni, care te prodolujuvame. Am înțeles că o să faceți un bubas și acolo. Dacă te prodolujuvame, da. La est, comuna Stejari. Voistoc Stejari. La sud, comuna Crușeț. Iug Crușeț. Iar la vest, comuna Turbrea. Zapad Turbrea. Câteva activități specifice din localitate, pentru că nici nu aș vrea să vă rețin prea mult. Tehnostivo comună. Agricultura constituie principala activitate a locuitorilor comunei. Deși potențialul solului este bogat în resurse naturale de petrol. Acest fapt a determinat o activitate economică diversificată și complexă. Ca urmare a acestui fapt, în primul rând, activitățile de tip industrial, care au început la nivel de localitate cam din anii 1980. În industria petrolieră. Petrolieră. Industria nafta, sunt de sete de godini, voși nu vedea să razi voi industria ta. Dar din nefericire și din păcate, din 2000, și-au restrâns activitatea. Ținem a luat activnostite. De fapt, a fost condusă și este condusă și acum ce a mai rămas de OMV Petrom. E pot de OMV. Ca și preocuparea gospodarilor, a cetățenilor localității, vreau să vă spun că cu creșterea animalelor se ocupă... Da. Avem în localitate liceu. Da. Avem 4 școli primare. Avem cetiri uciliști, da? Inclusiv grădinițe. Grădinițe. 6 biserici. 6 țărcvi. La nivel de primărie suntem aproximativ 20 de salariați, inclusiv compartiment de cultură, asistență socială. Cultura, o delenită cultura socială în pomoș. Da. Referitor la activitatea de primărie, referitor la activitatea administrativă, cred că este asemănătoare, deci pot să vă spun că avem o relație bună de colaborare între primar și Consiliul Local. Am avut adoptate hotărâri în fiecare lună pe tot parcursul anului. Chiar am susținut și ședințe extraordinare atunci când a fost cazul. Prețenii orlochi se revăzmă, znaci în podrășca, și între miserniții. Toate proiectele de hotărâre pe care le-am inițiat au fost adoptate în unanimitate. Da? Ca și investiții la nivel de localitate avem investiții. Finalizarea alimentării cu apă. Da. Această extindere a primăriei, că vreau să vă spun că acest corp unde suntem noi este o extindere care... O vedem la zgrada, în necoi
și o să proșirul la lucrarea ta în obștinea ta. Am început lucrările la o școală primară, 1-4. Unul care se scade o școală. Da, pe fonduri Banca Mondială. Sau pare o sfetcătă bancă. Pentru că bugetul local nu ne permite să facem așa investiții. Bine, locale în buget ne dau sfondul. Da. Am reușit să obținem o finanțare pentru un proiect european privind probleme de infrastructură, drum comunal și pod peste râul la Maradia, o valoare de 1 milion de euro. Ca și modernizarea celorlalte rețele de drumuri sunt suportate din bugetul local. Au obținut banii în drumul de Batista, se local în buget. Consider că ar fi mult mai mult de spus despre localitate. Este ca o poveche, trebuie da. Să se cașe sau o comunitate. Da. Dar având în vedere că l-am alături pe domnul profesor de istorie, aș vrea să continue dumnealui câte ceva despre monumentele din localitate. Aș aminti imitațiile de monede tetradrahme. Tetradrahme. Monezi grecești, antic, tetradrahma tasian, tasose Apolonia. Deci, imitațiile de monezi grecești, tetradrahme tasiene, descoperite la noi în Stoina, probabil că aveau legătură cu străvechea așezare dacică de la noi. În plus, aș adăuga pentru perioada respectivă legăturile lingvistice, tracuri getodacice, moștenirile lingvistice slavone care se regăsesc și în limba noastră și în limba dumneavoastră. Astea ar fi începuturile, iar revenind spre perioada mai apropiată, primele atestări documentare sunt secolul XVI, și e adevărat, denumiri precum Toiaga, Stoina, Stoinița sunt slavone. De altfel, începând cu secolul XVI, atestările documentare se mulțesc și n-aș vrea să rețin cu prea multe, decât spunând că există biserici atestate încă din secolul XVII, doar că se păstrează cea mai veche de la începutul anului 1800. Și este masivă, este din piatră, este pe lista monumentelor istorice. Ați trecut probabil pe lângă pe la Păișani, mai avem una pe lista monumentelor istorice. Cu 10 ani ceva mai târziu, la Ciorari. Chiar dacă nu este pe lista monumentelor istorice, nu, am lăsat că nu știți ce vreau să zic. Cea de la Mielușei este un unicat pentru sfârșit de secol XIX, pentru că este din lemn, în momentul în care pe la noi nu se prea mai făceau. Un alt factor important a fost școala. Începând cu 1838, au luat ființă școli. Aici, în centru, unde ne găsim, dar și în sate alăturate, Mielușei, Păișani, Ciorari. Doamna primară a amintit aceste școli, doar am vrut să amintesc începuturile. S-au dezvoltat, avem liceul așa cum s-a precizat. Mulți dintre absolvenții acestor școli au devenit profesori universitari, parlamentari și alte demnități pe care nu este cazul. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și sperăm că veți fi încântată de ce veți vedea.
Consider că avem puncte comune. Imam Zaietniș cu Toșche Zăraskova. Cel puțin în ceea ce privește în domeniul cultural. Bara mă știu să odnesc o cultură în domen. Pe care am pierdut eu din vedere să prezint. Un egoism cu iud predbit de o prezentire în asa mi-od početok. Vreau să vă spun că în urmă cu câțiva ani, deci în 2009. Avut vei le-ari tai de veta godina. Da, când pregăteam un proiect pe măsură 3-2-2, se numea la nivel european. Cu asta un proiect la evropskom nivou. Da. Atunci obligatoriu trebuia să descrim și activitate culturală a localității. Mi trebuie da ima i nekoj kulturna toška, kulturen oblast. Da. Nu aveam nicio activitate atunci. Bine, când ne-am atâlnit. Și atunci m-am gândit într-un moment foarte scurt, o perioadă scurtă, și am inițiat o formație de dansuri la nivelul localității. Nu aveam nici cămin cultural atunci. Dansuri populare. Da, dansuri populare. Totuși formirea și grupa za Narod Miori. Am inițiat un festival mărțișoare folclorice. Imat i festival folclorii Martinchi. Da. Festival care l-am inițiat deci aproape de luna martie. A fost era perioada de depunere a proiectului și atunci mă gândeam ce să facem să fie aproape de acest eveniment. Bine, togași beșe coga copret la proiectul beșe v-o blizina na martmese, ți Martin Catevo. M-am gândit la Ziua Națională a Femeii, la Ziua Mărțișorului. Aima și v-o predvind cu Aima și Mediunară de Îndemna Jenite, e Martin Cata. Da, și atunci am inițiat acest festival. E toga și cu inițirea și festival. Iată că după câțiva ani vreau să vă spun că sunt mândră de acești copii minunați care ne reprezintă. Ia vă pune col cu gotini, o vie precrasni de ți așa că prestau. Au luat diferite premii. Ima tveche nagra, ti dobieni. În județ și nu numai. Vocoliata, inesamă vocoliata. Prin grija Consiliului Local le-am cumpărat costume populare. Local în Sovet, supodășcanal local în Sovet, în cupu partnerul Nutonosie. Avem câțiva soliști instrumentiști. Imat i unii sfirat în razni instrumenti. Da. Prin grija domnului profesor dr. Ștefan Popescu de la Școala Populară de Artă. S-o potrășcana profesorul Popescu, potrnarot la o școală za umetnost. Da. Este prezent astăzi la noi să ne aștepte la Căminul Cultural, să ne prezinte instrumentele muzicale. Chiar ce ca o druga locație, ca de chiar odimă pe poseta. Da. Și consider că avem un punct comun de colaborare. În altul oaspete macedonean și-a continuat vizita în Stoina la bisericile monument din comună, care s-au bucurat de-a lungul timpului de grijă autorităților, ce alocă anual fonduri pentru lucrări de întreținere sau restaurare. Vizitarea Muzeului Mărțișorului din Stoina, unic în lume, a fost de asemenea un punct pe agenda reprezentantului Ambasadei Macedoniei în România. Vizita s-a încheiat cu vizionarea unui spectacol susținut de ansamblul folcloric din localitate și de profesorul de la Școala Populară de Artă, Ștefan Popescu.
Thank you.
Va fi o tilincă construită de mine, tilincă oltenească, nu moldovenească. Mai ușor, așa. Caval apropiat de cel al dumneavoastră, cu cinci gauri.
foiului. Creație. Cum nu am venit pregătit, îl pregătesc în fața dumneavoastră un morcov. De aici, de la doamna primar. Thank you.
Crăciun, ce anul creație acum aproape. Cu 45 de ani, o sticlă cuțuică de la doamna primar de aici. Deci cânt în mai multe tonalități, sunt singurul în lume care cânt cu sticlă. Dar o acordăm până nu mai putem, nu? Ciocălia este unicată în lume cu fluierul, ciocălia noastră a românilor, ciocălia care o fac în prima audiție mai mișcată. Deci este pentru prima dată când cânt cu această ciclă aici, la doamna primar și în fața dumneavoastră, ciocălia cum se cântă și e scrisă la major.